Vă rog ca la nivelul județean să luăm măsuri pentru informarea populației, să luăm măsuri pentru a interveni foarte rapid, dacă este cazul, tocmai pentru a limita eventualele pericole care pot apărea în această perioadă. Vă cer să ținem cont de experiența anilor anteriori, pentru că sunt zone care sunt cunoscute de ani de zile ca fiind zone care ne creează probleme și pe traficul feroviar, și pe traficul auto, și în zona localităților care rămân izolate. Deci știm foarte bine ceea ce se întâmplă din istoria ultimilor ani. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România este în curs de realizare a dispozitivului și pregătită să intervină. Vreau să vă informez de asemenea că au fost montate rețeaua de parazăpezi în proporție de 95% și că stocurile, suntem foarte bine cu ele, ele acoperă o perioadă de 45-60 de zile. Cum spuneam, important este să avem o informare permanentă către populație, nu numai poliția rutieră, și la nivel populației, la nivel de localități, să fie informați pentru a putea să-și ia propriile măsuri. Important este ca ce am cerut și data trecută, poliția română să verifice, să monitorizeze modul de derulare a tuturor contractelor de dezăpezire. Operatorii economici care nu-și respectă clauzele contractuale, împotriva acestora să fie dispuse măsurile legale.